Firma care a turnat asfalt pe strada Alba Iulia din Mediaș, deși afară ploua, va fi trasă la răspundere de reprezentanții municipalității. Viceprimarul George Petrescu s-a dus să inspecteze lucrarea și a ajuns la concluzia că la mijloc a fost vorba de o problemă tehnică. Am avut o problemă tehnică care în momentul în care s-a dezbătut și s-a luat o decizie, nu a fost calea cea bună. Dar luni am să convoc constructorul care este principalul vinovat datorită situației create aici, să remediem lucrarea, deoarece constructorul care trebuia să asigure frontul de lucru corespunzător pentru gospodăria comunală nu și-a făcut datoria.